Șoferul vinovat în vârstă de 19 ani se deplasa dinspre Drăgășani la Râmnicu-Vâlcea. În apropiere de municipiu, tânărul a încercat să schimbe banda de mers, însă a pierdut controlul volanului, pătrunzând pe contrasens de unde venea regulamentar un alt autoturism cu care s-a izbit frontal. În dimineața zilei de 27 septembrie, anul curent, în jurul orelor 7:20, pe drumul național 64, pe raza municipiului Râmnicu-Vâlcea, la kilometru 106 plus 450 de metri, a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate un număr de 3 autovehicule. Conducătorul unui autoturism marca Opel, ce se deplasa pe direcția Drăgășani-Râmnicu-Vâlcea, la intrarea pe 4 benzi, a pierdut controlul vitezei, controlul volanului, cauza fiind probabil viteza și lipsa de experiență în conducere, a pătrus pe contrasens, unde s-a lovit frontal cu un alt autoturism. Impactul dintre cele două autoturisme a fost atât de puternic încât motorul unuia s-a desprins, lovind o a treia mașină care circula prin zonă. De asemenea, șoferul mașinii izbite frontal și-a pierdut viața, iar pasagerul din dreapta a ajuns cu răni grave la spital. Din păcate, conducătorii din cel de-al doilea autoturism ce se deplasau pe direcția Râmnicu-Vâlcea-Drăgășani au fost răniți foarte grav, fiind transportați la Spitalul Județean Vâlcea pentru griji medicale. Traficul rutier în zonă s-a desfășurat cu dificultate aproape 2 ore.